Avem un invitat special, un bioenergoterapeut. O invităm alături de noi pe doamna Lidia Fecioru. Sărut mâinile! Sărut mâinile! Bună ziua! Bună ziua. Bine te-am găsit! Încântat de cunoștință, vă rog frumos să veniți alături de mine aici, să schimbăm câteva idei, câteva impresii. Vorbeam mai devreme despre aura fiecăruia, așa v-am prezentat. Eu o să spun ceva, știi... Am venit cu ochelarii în mână ca țărâncuța, dar ce? Mi-i pun nu. La ochi, no, o să-ți spun un secret. Tatăl meu spunea întotdeauna, când stai cu un bărbat de vorbă, să nu stai cu ochii în soare, că te strâmbi. Faci așa, Păi de asta și eu prezint atunci... cu ochelari de soare. Nu avem cum, e soarele prea puternic și atunci ne bate pun la ochi. Și atunci decât să stăm așa, exact. Corect, mai bine ne Nu spui, ne ce mi-a făcut omul ăsta de să strâmbă în halul ăsta la mine? Da, ia spuneți-mi, cum am aura? Frumoasă. Am aura frumoasă, Arando Marchez. Să vedeți și Dorian Popa și Teo și toți concurenții noștri. Ce este de fapt bioenergia? Păi energia umană. Energie, tot ce ține de viu este energie. Tot ce menține, tot ce este viu în jurul nostru are energia lui. Și ce înseamnă să fii bioenergoterapeut? Înseamnă ambla în karma unui om, să umble în sufletul omului, să umble fără să știe el și fără să-ți dea voie de multe ori. Deci puteți umbla în sufletul omului? Da. Vai de capul meu, ce interesant, mi se pare, v-am spus, avem o invitată cu totul și cu totul da, specială. Da, întotdeauna trebuie să-ți ceri voie, pentru că... Sărut mâna și bine v-am găsit, dați-mi voie să vă sărut mâna. El este Dorian Popa. Am un Popa. Imens respect pentru ceea ce faceți, pentru că bunica mea, care nu mai este printre noi, Dumnezeu să o ierte, era și ea energobioterapeut și știu că tot timpul spunea: Doriane, ce ai de făcut astăzi pentru că trebuie să te încarc? Și consider că de la ea am mare parte din energia pozitivă. Adevărul e că de când am venit zici că ești un titirez. Vă mulțumesc din suflet. Sper să vă dau și dumneavoastră din energia mea, pentru că... Îți dai seama, stimați telespectatori, Dorian Popa vrea să dea din energia sa. Adevărul tocmai, e tocmai că... doamne Lidia Fecioru, adică... Adevărul e că noi femeile mai înietate, ca să nu zic bătrâne, îți dai seama că ne-am lipit de mușchi, ești interesant. Lipiți-vă de mușchi, Dorian Popa. Și mai știu un lucru, că de la dânsa sigur se întoarce o energie. A venit și titirează. A venit și titirează. Cum faceți să încărcați oamenii? Păi nu e vorba de încărcat energetic, ci bioterapia e foarte bună pentru a umbla în funcționalitatea organelor. Am înțeles. Deci există posibilitatea... Deci practic când un om se îmbolnăvește... Sunteți un fel de doctor. Eu sunt medic la bază. Da, ok. Bun, da, doctorul de obicei se duce, sau pacientul se duce la spital. Așa este. Da, dacă vine la dumneavoastră, e ca și cum ar merge la spital sau e un alt fel de tratament? Nu, e ca și cum ar merge la spital, pentru că eu pun o diagnosticare din punct de vedere energetic. Așa. De multe ori depistăm lucruri care omul nici nu bănuiește că le are. Și atunci... sunt lucruri care sunt mai grave, nici nu poți să îi le spui și îl îndrum. De ce să nu pot spune? Deontologia medicală spune că multe lucruri foarte grave trebuie depistate prin analize obligatoriu. Omul trebuie să știe și poți să-i spui doar atunci când este pregătit. Dacă îl vezi pregătit să primească o informație de la tine, bine, dacă nu, deci, îl îndrum urmă, pe o altă cale, îl îndrum pe alt drum. Anunțați diagnosticul în funcție de cât de pregătit e pacientul să-l afle. Da, în cele mai grele, dar celelalte... Și dumneavoastră vă dați seama de fiecare om în parte cât este de puternic și cât poate primi. Exact, exact. Mamă, ce interesant. Deci pentru că a fi bioterapeut nu înseamnă numai a fi bioterapeut, înseamnă a fi și un psiholog bun. Este să-i simți omului psihicul, pentru că sunt foarte mulți care n-au nicio problemă fizică, ci are o problemă sufletească. Da. Și atunci încurcă, vine la terapeut în loc să se ducă la psiholog. Da, și asta e o... Dar eu de obicei le spun, dacă vreți să buciți, vă păi duceți la psiholog. Și cum se combină bioenergia cu psihologia și cu parapsihologia? Se combină foarte bine, să știi. Păi explicați-ne. Asta e, că ele merg mână în mână. Un om când are un dezechilibru fizic, noi ne îmbolnăvim în primul rând pe câmpul energetic. Informația o luăm pe câmpul energetic. Dacă o depistăm atunci, evităm a ne îmbolnăvi de niște boli mai grave. Da. Și atunci apelăm la un terapeut. Terapeutul este, trebuie obligatoriu să știe despre ce merge vorba în organism. Ca așa doar să-i spui unui om că aveți în zona asta mai multă, în zona aia mai puțină,
E ca și... Doctorii ți prescriu rețete, pastile. Sigur, sau da, te trimit către operație. Dumneavoastră ce fel de tratament aplicați? Numai terapie, numai bioterapie. Bioterapie. Cum, tratament cu mâinile. Cum este o... Tratament cu mâinile, asta vreau să vă întreb, deci pentru că mulți de acasă nu știu. Da. Și atunci e bine să știe, mai ales cel ce are o problemă și nu-i dă de cap. Și ar trebui să treacă și pe la dumneavoastră. Cam în ce constă un consult la dumneavoastră? Păi uite, o să-ți spun. O ședință. De pildă, am avut un pacient, îți dau exemplu ca da, să... Da, da, pe cel mai bine așa. Exact. Care avea o miocardită. Știi ce înseamnă nu miocardită? Știu. Este un cord, un cord mărit în urma unei tuse excesive. Deci a răcit foarte tare, tușind foarte tare, i s-a mărit cordul. A făcut lichid la inimioară, la plămâni, la ficățel. Dacă ne vede, îl salutăm. Este din Buftea, îți spun și de unde e. Trăiește bine, mersi. L-ați făcut bine. Da. În ședințele pe care le-am făcut, informația pe care o transmiți organului în sine, că asta înseamnă bioenergia, nu este o simplă încărcare cu energie. Energia pe care o trimiți, o trimiți cu o informație pentru a îndrepta funcționalitatea acelui organ. Asta este bioterapia. Foarte tare, deci mi se pare senzațional. Zi, Dorian, ce vrei să întrebi? Vreau să vă întreb și eu, în terapia pe care dumneavoastră o faceți, există acea ansă care măsoară? Nu are legătură. Numai cum înțeleg. Sunt cei care fac radiestezie, se ocupă și cu ansele. Eu n-am nevoie de ansă. Am înțeles. Și sunt oameni care vin la dumneavoastră în ultimă instanță, cu o ultimă speranță de vindecare? Sunt, dar de multe ori... Terapeutul e cel care trebuie să aibă curajul să spună: până aici îmi este limita, până aici pot eu, de aici încolo nu se poate. Și atunci omul îi spui, el are de ales, se duce la medic. Aș avea o întrebare extrem de sensibilă, aș putea spune. Ce puteți vindeca mai ușor? Un organ care e afectat sau sufletul unui om? Uite, de la suflet începi. Că sunt oameni care sunt sănătoși, tu, dar au o tristețe în suflet fantastică. De la suflet încep, întotdeauna. Pentru că înducându-te în sufletul omului, trebuie să vezi care este suferința lui sufletească. Pentru că noi ne îmbolnăvim. Uite, de pildă, gelozia unui om. Da, da? Sunt oameni bolnavi de gelozie. Exact, e o boală care îmbolnăvește la rândul ei rinichii și ficat. Deci gelozia se răsfrânge în rinic și ficat? Exact. Extraordinar. Știi cum e? Că uite, băbește vorbind. Dom'le, nu poți să dorm de nervi și atunci îți obosește ficatul. Da, corect, da, 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 da. Este probabil, și diagnostic ăsta, nu poți să dorm. Dar de ce nu dorm? Oamenii n-au nicio problemă fizică. În schimb, nu știu că atunci când te culci seara în pat, e să-ți eliberezi creierul de gânduri. Să nu te culci cu toate problemele în pat. De multe ori problema... Dați-ne un scurt exemplu, iartă-mă, Pepe, de exercițiu pe care să-l facem înainte de culcare pentru a ne putea elibera de gândurile de negative, energie, de stres, de nervi. Trebuie să nu ne facem o matematică sau o socoată a zilei punându-ne în pat. În pat trebuie să spunem: sunt fericit, uite, astăzi am dăruit iubire, am primit iubire. Asta nu înseamnă că trebuie doar să-ți vină cineva să-ți dea iubire la kilogram. E foarte important să gândești pozitiv. E foarte important să gândești pozitiv și că ai îmbrățișat pe cineva și i-ai dăruit căldura sufletească prin simpla îmbrățișare, e cel mai important lucru. E cel mai important lucru și faptele bune. Dacă te gândești la fapte bune, tot ce înseamnă pozitiv, atunci te încarci pe rețetă. E o chestie, vorbeam cu fetele mai devreme, spuneam că cele bune, cele rele, le plătim imediat. Și cele bune le plătim un pic mai încolo. Dar în viața asta, că cealaltă... N-avem de unde știi că s-ar putea să se contorizeze tot și să plătim la final. La Sfântul Petru, la poartă acolo. Eu n-am de unde știi, poate dumneavoastră știți mai bine. N-ar nimic, eu să stau la poartă pentru că fumez. Ce tare, ce drăguță. Vi s-a întâmplat vreodată să preluați o energie foarte, foarte negativă de la o persoană, să vă simțiți încărcată negativ? Asta este secretul terapeutului. El nu trebuie să treacă nimic prin el. Altfel s-ar îmbolnăvi de toate bolile pe care le tratează. A face lucrul ăsta înseamnă să-ți pui o barieră ca tu
să încerci să vindești ceea ce ai în față, nu să preiei de la el. Asta ar însemna să iau toate bolile, ar fi un dezastru. Ferește, dar știi că a fost un film unde un terapeut, un băiat care s-a născut cu calități, se apuca și vindeca lumea. Și la un moment dat a murit foarte tânăr și când i-au făcut autopsie, avea toate bolile pe care le-a tratat. Excellent. Pentru că nu știa să nu preia. E o tehnică și asta. A fi terapeut nu înseamnă doar așa că am avut o moarte clinică. E foarte important că ați anunțat asta. Dom'le, eu nu preiau. Știu să mă apăr de toate aceste rele. Dar o să-ți spun ceva, tu ai dreptate. Pentru că chestia asta se întâmplă la nivelul minții. Mintea noastră e foarte dură și foarte bună de a ne apăra. Un simplu gând este exact ca și dorința. Ți-ai pus o dorință, se îndeplinește. Așa e și cu forma de energie pe care să o preiei sau să nu o preiei. Domne, vreau să primesc asta sau nu vreau să primesc exact asta? Aș continua discuția asta cu doamna Lidia Feciorul, mult și bine. Suntem în direct și avem și concurs. Doamna Lidia, eu o să mă îndrept către piscină pentru că sunt concurenții care vor să participe, au de câștigat premii importante. Sărmâine, vă mulțumim tare mult că ați trecut la noi și vă mai așteptăm. Am aflat foarte multe lucruri importante. Unde vă pot găsi oamenii? Aveți o pagină de Facebook, o adresă există undeva? Există pagină pe Facebook, există la trustul vostru, avem emisiunea Adevărul Reascuns, așa că ne găsește oriunde. Să rămână. Mulțumim!